Bun găsit, oameni buni! Poate vă întrebați ce caut noaptea pe o bancă afară, într-un loc ce pare pustiu. Doar câteva lumini la ferestrele clădirii din spatele meu vă atrag poate atenția și sunetele salvării. Nu greșiți prea mult când vă gândiți că e un loc în cea mai mare parte a timpului trist. Și nimeni nu vine aici de bucurie. Este unul dintre spitalele COVID din întreaga țară, în care bolnavii, asistentele, medicii, cu toții împreună, luptă pentru viață. Am ajuns în ultimii 2 ani în această pandemie cu sprijinul vostru, al oamenilor cu suflet mare, ce au trimis donații către Fundația Prețuiește Viața, am ajuns, cum spuneam, în toate județele țării, în peste 60 de unități spitalicești, ca și locul în care suntem. Aici, la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, am poposit de mai multe ori cu ajutoare, fie că a fost vorba de aparatură medicală, de mobilier necesar, de echipamente de protecție și altele. Și am simțit însă de fiecare dată este tristețea spitalelor în care fiecare zi e o luptă la limita dintre viață și moarte. Și m-am gândit azi de Sfântul Andrei, care e și Sfântul meu protector. Că ar fi minunat dacă am hotărât ca măcar în acest an, în loc să căutăm să primim daruri, să hotărâm să dăruim. Fiecare cât poate. Fundația Prețuiește Viața lansează azi o chemare de la suflet la suflet. Și întâi am spus-o în șoaptă, timid, și am observat că oameni buni, din imediata noastră apropiere, au hotărât să pună umărul fără ezitare. Veți cunoaște astăzi un astfel de om chiar aici. La ce ne-am gândit? Vă spun imediat. Aruncați o privire și veți vedea ce se întâmplă la câțiva metri distanță de mine și de pavilionul COVID, înconjurat mereu de sentimentul de prea multă liniște, tradusă însă prin singurătatea pe care o impune această boală celor ce ajung la spital. Iar echipa medicală va fi pe baricade aici și de sărbători, alături de bolnavii ce trăiesc momente atât de grele. Nu pot să nu mă gândesc cum e să te afli aici zi de zi, să găsești motivație pentru viață și pentru meseria ta, când mult prea rar o lumină a bucuriei se aprinde. Cine mai are timp sau putere sau resurse să aprindă o stea luminoasă, să decoreze un brad de Crăciun, să aducă un colind pentru acești oameni? E posibil să le facem aceste sărbători mai umane? Stă în puterea noastră să facem ceva? Noi ne-am închipuit cum ar fi ca între pavilionul COVID și cel al bolnavilor de tuberculoză, care stau 3-4 luni în spital și vor prinde aici și sărbătorile de iarnă, acest colț de natură să capete lumină și culoare. Iată! Cât de mult ar conta pentru cei ce se pot ridica din patul de spital să facă doar câțiva pași până la fereastra salonului lor și în loc de întunericul serilor de decembrie, de o imensă singurătate, să zărească lumini și un Moș Crăciun, un om bun decorând pentru ei un brad. Cum ar fi, mai departe de atât, ca toți oamenii din acest spital, care nu se așteaptă la vreo surpriză plăcută în pragul acestor sărbători, să primească darurile noastre, sute de daruri? Cum ar fi să existe sonorizare în interiorul, dar și în exteriorul clădirii, astfel încât colindele să ajungă la ei în întreaga lună decembrie? Și cum ar fi să existe o seară în care o voce de înger să cânte de lângă bradul acesta special pentru ei? Cum ar fi să nu ne oprim aici din a visa pentru ei? Oare e prea mult să ne închipuim că toate acestea ar fi posibile? Am sunat managerul acestui spital, pe doamna Beatrice Mahler, pe care o poftesc alături de mine. Bună seara! Și mi-a fost de ajuns să văd lumina din ochii ei atunci când aceste idei au ajuns la domnia sa. Așa că am început să construim împreună. Bradul e aproape gata, Moș Crăciun pregătește o surpriză minunată, parcul e luminat, vocea de înger e pregătită, sute de daruri deja sunt în sacii cei roșii, mici pomi luminoși se află în fiecare salon COVID, ca un simbol că sărbătorile se apropie și pentru oamenii ce luptă pentru viața acolo. Oameni buni ne-au oferit tot sprijinul lor tehnic pentru ca sunetul colindelor să învăluie locul. Și vreau să vă întreb acum, înainte să dezvăluim mai mult decât această imagine în noapte,
feerică. Cum simțiți acest moment? Este o magie. Este o magie care ați adus-o nu doar în sufletul pacienților, ci și în sufletul personalului. Este un moment care ne face să gândim la viitor ca la un lucru posibil, la o magie care se va întâmpla de acum înainte, la faptul că oameni buni, atunci când își dau mână, construiesc bine și construiesc frumos pentru oamenii care sunt în nevoie. Doamna doctor, știți la ce m-am gândit eu? Am gândit că nouă, oamenilor ce lucrăm în diverse domenii, nu e greu când iarna e urâtă, împotmolită în noroi și zăpadă, un amestec de noroi și zăpadă, mai ales în orașele mari, cu trafic greu. Ne e așa greu să ne ducem la serviciu. Și mă gândeam atunci cum este unui medic într-un spital COVID sau într-un spital în general, dar aici problemele sunt acute, cum știm, să se trezească în fiecare dimineață și să plece către spital în timpul sărbătorilor, acolo unde nici măcar o lumină nu-ți dă speranță. Îți dă speranță doar efortul tău de a mai vedea un om salvat, ceea ce nu e puțin lucru. Dar parcă așa am gândit, că întunericul nu trebuie să învăluie nici măcar o astfel de clădire în care se dau lupte grele pentru viață. Cu siguranță, lupta pentru viață e a fiecărui pacient și a fiecărui angajat care stă lângă pacient și îl veghează. Și atunci când oameni de bine vin în jurul nostru și cu gesturi extrem de valoroase pentru noi aduc bucurie pacienților, speranța că lucrurile se vor duce într-o direcție bună, speranța că emoția acestor gesturi ajută la vindecarea trupului este extrem de mare. Prin urmare, ne bucurăm că ați ales să dați lumină pacienților din Institutul Marius Nasta. Bucuria din sufletele lor se va înmulți înzecit către familiile lor și cu siguranță colegii mei apreciază acest gest, pentru că e bine atunci când este greu să vezi că nu ești singur. Am văzut atunci când am sosit medicii, asistente, infirmiere, cum așteptau afară cu toții încercând să deslușească ce se întâmplă aici. Și acum e un mic părculeț în care punem la cale câteva surprize și multe, multe cadouri. Dar vă spun sincer, lucrul acesta a fost posibil anul acesta cu ajutorul multor oameni care au pus umărul, fiecare cu ce a putut. Dar am alături în seara aceasta un om la care țin foarte mult, medic de altfel, dar care a ajuns să lucreze astăzi pentru o altă pasiune a sa, nu într-un spital. Așa că o invit lângă mine pe Nadia Vișan. Nadia, te rog, vino aici lângă noi. Bună seara! Bună seara! Nadia are o echipă frumoasă în spate și am pus împreună la cale acest vis ca de aceste sărbători, într-un loc în care îți închipui că mai nimeni nu se gândește la tine, nu vorbim aici de sănătatea ta, ci la tine, pur și simplu, la dorințele tale ca om în pragul sărbătorilor, toată lumea a trebuit să primească un dar, cât de mic. Așa că Nadia și cu echipa ei a pregătit sute de daruri ce vor ajunge în toate saloanele, vor ajunge la toți colegii dumneavoastră, în secția COVID, la cei care, la personal, la cei care luptă cu viața și în secțiile ATI, în secția ATI. În spatele nostru, mult mai în spate, există și bolnavii care trec prin TBC și stau 3-4 luni în spital. Din nou, și acolo situația este foarte grea. În fiecare salon, Nadia a făcut posibil să ajungă câte un brăduț cu lumină, un simbol că vine sărbătoarea cu gânduri bune și acolo. Și ce-ai pregătit în darurile pe care le și văd aici? Moșul le meșterește, unele încă nu sunt gata. Am vrut să aducem lumină și la propriu și la figurat în sufletele oamenilor, pentru că așa ne arătăm aprecierea pe care o avem față de toți acești îngeri de pe pământ, pentru că au făcut posibilă lupta cu un
un dinamic invizibil pe care au reușit să-l țină departe de multe familii și au salvat cât mai mulți oameni. Și pentru asta am făcut această acțiune, pentru că îmi doresc foarte mult să arăt recunoștința pe care o am față de acești oameni minunați și fără de care nu ar fi posibil atâtea vieți salvate zilnic. Și vă mulțumim foarte mult. Eu cumva în numele unei țări. Iar eu în numele colegilor mei vă mulțumesc. Ce pentru ai pregătit că sunt doar un reprezentant. Am vrut să aducem, să readucem tradiția, să nu uităm de rădăcine pe care le avem. Și odată cu deschiderea sărbătorilor de iarnă, am făcut un cadou tradițional cum erau pe vremuri. Cu fructe, cu dulciuri, cu colăcel și înainte proaspeți toate scoși din cuptor în această dimineață. Da. Și înainte, în ultimul rând, le-am adus tuturor speranța, interpretată în acest pachetel printr-un îngeraș pe care l-am aici în buzunar, un îngeraș placat cu argint, care să le poarte de veche ori de câte ori vor avea nevoie. Ce frumos. Și să-l poarte la chei sau cum doresc. Și cu acest îngeraș mi-am pus toată baza că cineva acolo sus ne iubește și ne păzește și împreună cu această echipă minunată, cu siguranță vom face o echipă imbatabilă. Mi se pare atât de frumos faptul că au ieșit la geamuri cei care nu sunt legați de boală, de patul lor, pentru că din păcate există și cazuri mult mai grave, să privească luminile din acest părculeț, să-l privească pe moș. Și auzind probele noastre de sunet, sunt curioși ce așteaptă, dar nu o să spunem încă. Ce mai ai aici, Nadia? Aici, ia să vedem. Aici am adus speranță în ochii bolnavilor, cei care sunt în special în secția de COVID, pentru că ei nu văd cine îi îngrijesc. Îngerii lor nu au față, pentru că este mascată de aceste costume, care doar ochii li se văd. Însă noi am făcut acum posibil vizibilitatea acestor doctori minunați și aș dori să începem cu doamna director, să vedeți cum zilnic acești doctori vor putea fi identificați foarte ușor de pacienții din salon. Și acum îi vor ști cu cine îngrijește, cine sunt îngerii păzitori. Știi, uneori îți trimit acasă teferi. Îți tragi din zâmbetul sau din privirea medicului tău, îți tragi speranța, nu-i așa? Cu siguranță. Noastră știți mult mai bine. Și dacă nu-i vezi fața, e ca și cum un roboțel are grijă de tine. Nu știi cu cine vorbești, nu poți urmări reacția celuilalt, nu știi de unde să-ți tragi această speranță. Așa. Cum a simțit dumneavoastră direct acest lucru? Cele mai multe mesaje și scrisori de mulțumire care au venit către personalul din Marius Nasta au fost adresate astronauților, oamenilor îmbrăcați în alb, oamenilor pe care oamenii, în momentul în care erau externați, mergeau să-i caute, veneau să ne caute, pentru că nu știau cum arătăm de fapt. Cu siguranță acest gest va aduce mulțumire și pentru noi. Dar și pare pentru o idee pacient bună? Este o idee extraordinară, pentru că suntem oameni și trebuie să ne vedem chipurile noastre. Chipurile transmit emoție și transmit liniște. Ochii sunt importanți, dar fără chip parcă nu suntem compleți. Vedeți, Nadia s-a gândit să aveți fiecare medic, fiecare om din echipa medicală să aibă, acestea sunt ale noastre, dar avem o cutie mare. O cutie întreagă cu... Să aibă multe copii, să zic așa, ale acestei fotografii, pentru că știm, intrați în zona COVID și când ieșiți, costumul trebuie lepădat cu totul, inclusiv această fotografie, deci e de unică folosință. Este dublu adeziv pe spate și se lipește foarte ușor. Și avem pentru întreaga echipă. Vă mulțumim foarte mult. Începând de mâine o să fiți vizibili. Sunteți peste 160? Da, 160 de persoane, echipa care îngrijește pacientul COVID, atât în terapie intensivă cât și în secție, inclusiv medici, asistente și personal auxiliar. Și mai avem și voluntari care sunt studenți la medicină și care sunt alături de noi din când în când. O să vă spun că în această curte există o biserică de lemn, o biserică în care ajung cei ce pot să părăsească locul în care sunt îngrijiți. Din păcate nu e cazul pacienților din secția COVID,
Și rugăciunea îi aduce cumva în locul acela de speranță de care au atâta nevoie. Acolo noi am pus la cale un alt gând bun, o altă surpriză pentru o fetiță de data aceasta. E un caz trist. O mamă vârstnică se îmbolnăvește de COVID. Ea este vaccinată și reușește să treacă prin această experiență și trăiește. Însă fiii săi, gemeni, ambii în vârstă de 30 de ani, din păcate, se sting la câteva zile distanță unul după celălalt. Unul dintre acești fii are o fetiță, fetița pe care o veți vedea astăzi, în vârstă de 8 anișori, care în momentul în care vede că tata nu se mai întoarce acasă și nu are nicio certitudine de la familie că s-ar fi întâmplat ceva, refuză să se mai hrănească pentru că ea spune că face asta doar când vine tata acasă, doar împreună. Aveau acest ritual și ea nu-și dorește altfel. Peste ceva timp, mama și cei dragi îi spun adevărul, astfel încât fetița ajunge să se roage pentru tatăl ei și în scrisoarea adresată lui Moș Crăciun face același lucru. Îl roagă pe Moș, și Moșul e aici lângă noi, a citit deja scrisoarea ei, îl roagă pe Moș să aibă grijă de tata acolo, sus, în ceruri, și să se asigure că e în mâinile lui Doamne, Doamne. Nu vom vorbi toate acestea cu ea, noi nu vrem decât să-i aducem bucurie, nici de cum amintiri triste, și avem un dar pentru ea. Ne îndreptăm între acolo? Ce spui? Moșule, sunt foarte emoționată. Ești pregătit să mergem la fetița care e acolo, la biserică? Da. Cum să nu? La fetița aceea specială, da? Imediat, draga moșului, stai că mai am un sac de legat aici, că eu mă mișc mai greu, că sunt mai bătrân, așa. Și gata. Uite, acușca. Gata. Hai să mergem. Mai mult, draga moșului, că-s bătrân, unde ziceai că e fetița aia? Aici ar trebui să aici, fie. Unde? La biserică. Elena? Ce faci, Elena? Bună! Draga moșule, eu sunt Zâna cea bună, Andreea. Bună, Elena. Elena te cheamă, da? Înseamnă că am nimeni bine. Ia uite-l pe moșu. Nu ai voie să stau, că eu sunt mai bă... Aleu, moșule! Greu! Rehuma! Elena, brăduțul ăsta e doar un simbol. El e mic, e un simbol pe care moșul îl aduce întotdeauna primului copil la care poposește, înainte de a porni pe drumul către lumea întreagă și către toți copiii lumii, alege unul singur. Și ai fost aleasă tu. Moșul a venit pentru tine. Da, știe de ce? Nu știu dacă nu știi de ce te-am ales pe tine. Vai, draga moșului, de mult, recunosc că de mult n-am mai primit o scrisoare în care copilul să-și dorească, de fapt, ceva pentru altcineva. Și tot ce mi-ai scris, așa se va întâmpla. Of, draga mea. Câți anișori ai tu? 7 ani jumate. 7 ani jumate? Da. Ești deja la școală, e clar, scrii bine. Am văzut lucrurile astea și îmi place și cum desenezi. Ia să vedem, pe cine ai desenat aici? Aici este... Asta sunt eu, asta e tata și asta e mama. Of. Să știi că e talentată, moșul. Este foarte talentată, de aceea, uite, mă și grăbesc în avantpremieră să-i dau ceva de argint care se mănâncă. Vrei? Da. Bănuțul tău de ciocolată, da? Ia și tu, Zână bună. Mulțumesc, mi-era cam poftă, mi-era rușine să-ți spun că n-am fost prea cu minte, să știi. Doamne, ce modestă ești de la un timp, ce-i cu tine? Moșule, să trecem la fapte, că s-a făcut cam frig așa. Da. Ce ai acolo, punga aia mare? Am niște cadouri speciale pentru un copil special. Ia să vedem, pentru așa, Elena, da? Facem cum se face la oameni sau cum se face la noi la personaje? Adică la oameni, știi cum se face la oameni? Oamenii deschid cadoul, da? Și se uită. Da. Și de obicei le place și zic...
ce frumos! Și eu am emoții, așa că iau și eu dantări. Să-mi crească curajul. Gata, pot să deschid, că eu sunt tare curioasă. Mai curios sunt așa eu. Așa sunt zânele astea. Da. Fii atentă, Elena, deci... Vedem noi ce avem. În punguța asta magică avem ceva cu totul special. Scrie anioli. Știi ce înseamnă anioli? Într-o limbă din vremuri îndepărtate, sanscrită, înseamnă mesagerul lui Dumnezeu. Hai să vedem ce ai aici. Stai puțin. Ai și o scrisorică pe care o să citești tu singurică acasă, da? În taină. Ai de la creatorii anioli. Și tot ce mai trebuie tu să știi. Moșule, ei, am un telefon pe la tine, prin de sagă. Mă ajuți? Te rog mult? Vreau să-i arăt o magie Elenei, da? Stai așa, să vedem. Se să întâmplă vedem, o să caut magie eu, cu acest în cadou. În turbinca asta fermecată. Da. Ia să vezi. Stai, stai, ia meu, știi că eu și cu tehnologia. Hai, asta, ăsta-i telefonul. Moșule, da. Te încoace. Fii atentă, draga mea. Ridicăm capacul magic și înăuntru găsim o bijuterie cu, din aur, cu o piatră magică, vindecătoare, se numește fulg de nea, această piatră. Am și eu ceva asemănător, fii atentă. O port mereu, e un talisman. Talismanul meu e tot cu aceeași piatră, fulg de nea, face minuni dacă îți dorești cu adevărat, da? Și când atingi cu telefonul această piatră, a mea, se deschide Biblia pe ecranul telefonului și o poți citi cu drag oriunde te afla când vrei să ai din nou speranța alături de tine. În cazul tău, hai să vedem ce se întâmplă. Uite, ține tu mânuța pe cutiuță, te rog. Ține-o tu, așa. Eu deschid telefonul, numai puțin. Îl apropii de pandantivul tău, norocos, fulg de nea. Un îngeraș cu un colind special pentru tine și pentru sufletul tău. Oriunde te afla în lume, o să porți la gâtul tău acest pandantiv și îngerașul te va vechea și va spune rugăciunea odată cu tine. Poți să-l asculți în fiecare seară. Și dacă o să vrei, lângă această imagine putem adăuga imaginile oamenilor dragi ție, celor pe care îi iubești cel mai mult. Putem pune orice, o melodie, o fotografie, un filmuleț, ceea ce ți-e drag ție și vrei să porți odată cu bijuteria la gâtul tău. De acord? O să închid acum și o să te las ca diseară la culcare și să ascult singur acest colind, da? Și această rugă. Îi mulțumim și lui Moș Crăciun, tare lung a fost drumul până aici, Moșule, dar mulțumim că ai poposit pentru prima dată aici. Și eu, pentru că ai spus cuvântul magic și am văzut că deja ai deprins toate trucurile, ca să spun așa, ale zânei. Uite, îți promit în mod solemn că tot ce mi-ai scris, așa se va întâmpla. Voi pune o vorbă bună și lângă Doamne, Doamne, și pe toți cei la care tu te-ai gândit, mă voi întâlni cu ei și le voi spune numai lucruri bune și gândurile tale bune. Și ca să se împlinească, am și eu un truc. Trebuie să sunăm din clopoțel. În părculețul de unde am plecat se pregătește o voce de înger să le cânte medicilor, infirmierelor, personalului din această secție greu încercată, secția COVID, și mai ales bolnavilor
care sunt acolo fără să spere că vor auzi prea curând un colind sau un cântec de suflet. În seara aceasta, magia se va întâmpla. Paula Selling este alături de noi. Ce-ar fi de spus e în inima ta. Eu când te privesc simt că te iubesc. Cerul sus nu privi în jos. Am trecut prin greu mână-n mână amândoi cu iubirea scut. N-aveam alături.